Cum parcurgi provocarea asta? Să lucrezi cu un lot format din mers, cu modificări pe parcurs? Azi am avut un jucător, mâine altul. Și ca să facem haz de necaz, cumva ești obișnuit cu stilul ăsta și de la senior, dar parcă nu a fost chiar ca acum. Într-adevăr, e chiar interesant să spun așa, e o provocare. Nu este diferența foarte mare față de ceea ce se întâmplă la echipa națională de senior, dar chiar a existat. Mă bucur că până la urmă alegerile pe care le-am făcut pentru jucătorii care sunt prezenți, în momentul în care au fost contactați, au fost foarte pozitivi și nu am insistat foarte mult pentru alte nume, pentru că în momentul în care am vrut să iau legătura cu ei, am vrut să văd cum reacționează. Și din punctul de vedere, chiar dacă este o provocare, jucătorii care sunt în momentul de față aici prezenți cu noi, chiar își doresc să fie prezenți. S-a schimbat planul tactic în ultimele 2 luni, să spunem, și dacă da, de câte ori? Da, s-a schimbat pentru că am încercat oarecum să abordăm un anumit sistem de joc care era inițial era pentru prima parte, să zic, pentru prima listă de jucători. După aceea, în funcție de jucătorii pe care aveam la dispoziție, am încercat oarecum creând un sistem de joc pentru ei pe calitățile lor. Așa cum bine știm, a fost schimbat permanent de la zi la zi. Deci, dacă ar fi să mă gândesc acum pe scurt, cred că suntem la a 3-a abordare și suntem între al 2-lea și al 3-lea sistem de joc. O întrebare care se tot repetă în dezbaterile suporterilor cu precădere în mediul online. E clar că am avut probleme mari în alcătuirea lotului, dar nu s-au găsit totuși 3 jucători cu experiență în jurul vârstei de 30 de ani? Toți jucătorii pe care i-am dorit, acei 3 jucători peste vârstă, toți au fost refuzați de către cluburi, chiar absolut tot. Și dacă au fost și alți jucători, au fost fără să aibă meciuri la nivel internațional, nici măcar cu echipa de club. Și atunci am înclinat spre jucători care poate să fie viitorul echipei naționale Under-21 sau poate să fie în vederea echipei naționale mari. Care sunt concluziile după cele 2 meciuri test cu Arabia Saudită, o reprezentativă calificată la rândul la Jocurile Olimpice? Așa este și din punctul meu de vedere este una din cele mai bune echipe din Asia, alături de Coreea de Sud. Pentru noi sunt foarte multe lucruri pozitive, chiar dacă nu am reușit să câștigăm în cele 2 partide. Este și o diferență din punct de vedere al pregătirii fizice. Arabia Saudită deja are 6 săptămâni la dispoziție. Noi am avut doar 9 zile pentru a pregăti aceste două meciuri și mai ales pentru a pregăti acest meci 2. Dar pe noi ne-a ajutat din mai multe puncte de vedere, ca și coeziunea grupului, dinamica grupului, din punct de vedere al procesului pe care noi îl dorim, atât fizic cât și tehnico-tactic. Ne-a ajutat foarte mult pentru că reușim prin 2 partide, noi reușim să accelerăm acest proces pe care altfel l-am fi făcut doar prin antrenamente. Așa, în schimb, în meciuri am văzut și slăbiciunile noastre, am văzut până unde putem să ne ducem cu limitele noastre din punct de vedere fizic, am văzut cât au acumulat jucătorii din punct de vedere tehnico-tactic și cât mai avem de lucrat. Deci, din punctul de vedere, 2 partide foarte utile. Pe o parte din fotbaliștii de aici îi știi de la nivel Under-21, pe alții i-ai monitorizat chiar pe viu în Liga 1. O parte au fost sub comanda lui Dică în cantonamentul preolimpic din Spania. Cu toate acestea, sunt jucători care, după antrenamentele de la Mogoșoaia și după aceste 2 meciuri test, sunt revelații pozitive pentru tine? Sunt jucători, dar nu este chiar foarte relevant momentul de față, pentru că din punct de vedere fizic sunt foarte mulți dintre ei, dacă nu majoritatea, sunt obosiți. Am avut 4 grupe din punctul de vedere cu diferiții parametri și a trebuit oarecum și antrenamentele să fie făcute pe grupe. Am încercat exercițiile pe care le-am făcut împreună pentru a crea o dinamică a grupului și o omogenitate între ei să fie cât mai aproape de pregătirea lor fizică, chiar dacă de multe ori a trebuit să scoatem o bună parte din ele sau să le schimbăm structura pentru că erau antrenamente foarte intense, dar sunt jucători care, de exemplu, i-am văzut pe viu, nu am lucrat cu ei, dar care m-au impresionat, cum ar fi un Ion Gheorghe, care îți arată la echipa de club că e un jucător disponibil la efort, un jucător inteligent, dar nu-l percep din fața televizorului sau de pe stadion ca și cum l-ai avea aici la nivel de grup. Ce episod, ce întâmplare din cantonamentul olimpic, partea de la Mogoșoaia, te-a impresionat cel mai mult până acum? După primele zile în care am încercat oarecum să creăm o bază aerobă pentru jucători, am avut 2 zile în care am ridicat intensitatea. Au fost antrenamente foarte scurte, dar foarte intense. Și într-unul din antrenamente, atât live după parametri fizici, cât și după ochiometric, i-am văzut foarte, foarte obosiți. A fost un moment interesant, au trecut între ei și au dat palma unul cu celălalt. Adică chiar și după un antrenament atât de greu au reușit să facă lucrul ăsta, ceea ce pentru noi ca și grup, ca și unitate, a fost un gest care a însemnat foarte mult. Cât și cum diferă abordarea pe care o ai față de turneul olimpic, acum la plecarea spre Japonia, față de prima zi de cantonament la Mogoșoara? Mult diferă. De ce? Pentru că, vă spun sincer, nu mă așteptam ca o parte din jucători, din punct de vedere fizic, să fie atât de jos. După testele pe care le-am avut, o parte dintre ei și acum, între ghilimele, se chinuie să fie la nivelul performanței, să fie la nivelul colegilor, dar mai avem 8 zile până la primul meci și sunt sigur că putem să reglăm și aceste lucruri. Plus că mai departe, e clar că și primul 11 sau primul 18 pentru fiecare partidă se va face în funcție și de ceea ce arată la antrenamente, dar și de rapoartele pe care noi le avem zi de zi despre ei. Din experiența ta de fost internațional, dar și de selecționer, cât de greu e tricoul României? S-a vorbit mereu despre tema asta. Pe de o parte, jucători cu evoluții foarte bune la club, nu chiar așa la național și la toate categoriile de vârstă. Pe de altă parte, avem acum jucători care îl poartă pentru prima oară sau l-au portat doar la juniori de mult. Cât de mare e efectul acesta al tricoului României? Chiar este. Eu l-am simțit, să spun așa, de la debut. După aceea, fiind obișnuit, jucând și la un club mare, cu presiunea spectatorilor, cu presiunea clubului de a câștiga trofee și de a face performanțe, pentru mine a devenit o obișnuință, dar într-adevăr este o presiune uriașă și dacă stai să te gândești în momentul în care ai tricou echipe naționale pe tine, imediat îți trece o istorie recentă a jucătorilor, cel puțin, care au purtat acel tricou cu acel număr. După aceea, când stai să te gândești jucătorii care au trecut pe la echipa națională, performanțele care au fost făcute, te uiți la meciuri în momentul când accesul spectatorilor era liber, te uiți câți oameni vin la stadion, te uiți câți oameni urmăresc meciul echipei naționale și stai și te duci puțin cu gândul și mai în urmă și te gândești câți spectatori români sunt la campionatele mondiale și europene. Și atunci te gândești, momentul ăla e clar că ai o presiune pe care, fără să vrei, fără să încerci să o ai, e a ta. Nu ai ce să faci, trebuie să o duci cu tine. E foarte greu de controlat. O reușesc foarte puțini jucători, chiar și noi la nivelul nostru, cu generația Chivu, Mutu, Lobonț, Contra, Ganea, chiar discutam despre lucrul ăsta și diferea de la jucător la jucător. Era mult mai ușor, de exemplu, pentru jucătorii care erau în străinătate. Percepeau altfel echipa națională ca și mentalitate, din punctul ăsta de vedere, noi ca și nație suferim foarte mult din punct de vedere al mentalității și atunci când vine și această presiune a tricoului echipei naționale în plus, e clar că nu toată lumea se ridică la acest nivel. Primul meci la Jocurile Olimpice va fi cu Honduras. Care ar fi, pe scurt, reperele analizei tale despre acest prim adversar? E o echipă care, dacă o lasă să joace, va fi foarte periculoasă. O echipă care, dacă nu încerci să-i limitezi situațiile de atac pozițional, îți va crea mari probleme. După aceea, o echipă care la fazele fixe au o talie destul de bună, periculoasă, dar care suferă pe tranziția pozitivă a adversarului, sunt foarte lenți în tranziția negativă, chiar și la fazele fixe au unele momente când pierd marcajul, dar una peste alta, temerea mea în momentul de față este acela de a încerca să stăm cât mai sus și de a crea probleme Hondurasului, pentru că, încă o dată, dacă îi vom lăsa să joace, o echipă destul de dinamică și mobilă și poate crea probleme oricărei echipe din această grupă. Când joci cu Honduras, dacă bați cu 4-0, ai bătut Honduras, nu e nicio realizare. Dacă bați cu 1-0, e jale, te-ai chinuit cu Honduras. Dacă e remiză sau înfrângere, e clar, tragedie națională. Nu atât asupra ta, dar asupra jucătorilor. Cât simți tu că va cântări sau cântărește deja percepția asta? Sunt sigur că așa va fi percepută. De ce? Spun prin propria experiență. Am antrenorul echipei naționale la acel moment era Răzvan Lucescu. Am avut un amical cu Honduras, am câștigat 3-0 și la întoarcerea în țară, ca și cum n-a fost de ajuns, jucând cu Honduras, care, dacă nu mă înșel, la acel moment, cred că tocmai se calificase la campionatul mondial. Nu sunt sigur, dar parcă așa mi-aduc aminte. Și e normal ca și în momentul de față lumea să perceapă astfel. La nivel de grup se resimte o presiune fără să fie ajuns în Japonia. E clar în momentul de față, pentru că foarte mulți dintre ei sunt prima oară aici, sunt prima oară lucrând cu noi, sunt prima oară când se văd între ei. E clar că în continuare la coeziunea grupului suferim, Dar vom încerca, atât în momentele în care noi avem ședință cu ei, nu știu, în vestiar, aici în sala de ședințe, pe teren, totul să fie destul de dinamic, să putem să creăm această coeziune. Dar presiunea din punctul ăsta de vedere este foarte mare. Chiar discutam să vedem cum putem face, să încercăm să luăm din presiunea jucătorilor, să o luăm pe umerii noștri. Avem câteva idei, să sperăm că sunt și cele mai bune. A fost ales de tine sau de grup capitanul României Olimpice și ce a fundamentat această opțiune? Da, e un mix, să spun așa. A fost capitanul din recentul campionat european, Marin. După aceea am reușit să facem la nivel de grup o sociogramă, să vedem care sunt capitanii, care sunt liderii formali și informali și au reieșit oarecum patru nume. Marius Marin, Dragoș Nedelcu, Tudor Băluță și Pașcano. În ordinea asta, unul dintre ei a plecat și atunci este un mix. Ceea ce am văzut și noi că este și un jucător prin puterea exemplului. La antrenamente Marius Marin este un jucător pe care și în vestiar jucătorii îl respectă, a ieșit și pe sociogramă. Ar fi avut probabil, dacă Tudor Băluță ar fi jucat câteva meciuri, probabil că aici ar fi fost competiția între cei doi. Dar în continuare ei sunt capitanii echipei. Converg mulți factori pentru o medalie. Dar ce simți că va face diferența la acest turneu? Strategia fizică, după un sezon atipic, forța mentală adaptată la un turneu final, tactica, inspirația, calitatea individuală? Dacă ar fi să aleg un singur element, cred că aș merge pe pregătirea fizică. Chiar vorbeam cu cei din delegația Arabiei Saudite, ei au avut 6 săptămâni la dispoziție să pregătească acest turneu, neavând nicio problemă în aducerea jucătorilor din campionatul intern pentru ei, sau chiar dacă era vorba despre jucători care jucau în străinătate, la fel ar fi făcut tot posibilul ca jucătorii să fie prezenți. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că strategia, discutând despre pregătirea fizică, cred că ăsta este elementul cel mai important. Suntem, din păcate, și echipa care are cel mai puține zile la dispoziție pentru a pregăti acest turneu olimpic, dar fac o legătură, am fost și echipa cu cel mai puține zile de pregătire înaintea campionatului european din 2019. Să sperăm că va fi din nou și că n-a fost doar o coincidență, ci va fi un aspect important pentru noi. Dar, ca să răspund direct, cred că pregătirea fizică. Suntem într-o țară atipică pentru noi, cu diferențe de fus orar, cu o temperatură destul de ridicată, dar cu umiditate exagerată, să spun așa. Eu am fost obișnuit jucând pe acea vreme și știu ceea ce înseamnă. Prefer de foarte multe ori să fie mai cald, dar să fie mai mică umiditatea. Dacă ar trebui să alegi între o medalie la Jocurile Olimpice, dar niciun jucător promovat spre Naționala de Seniori, și un parcurs fără medalie, dar cu 2-3 certitudini clare pentru Naționala Mare încă din toamnă, ce alegi? Interesantă, când ai formulat întrebarea, am vrut să spun, fără să te mai las să continui, o medalie, dar auzind acum restul întrebării, mă pune puțin în dificultate. Dacă plecăm de la ceea ce am discutat în momentul în care am fost sunat să particip la această discuție pentru echipa națională a României de seniori de către președintele Federației și directorul tehnic, acum cred că m-aș gândi ca măcar un jucător să facă pasul către echipa mare. Aș alege asta. De ce? Pentru că noi în momentul ăla am vorbit de calificare la turneele finale, dar și reconstrucția echipei naționale, câți mai mulți jucători tineri să vină la echipa mare, cei care au reușit să facă o performanță la echipa de tineret sau jucători care pot fi surprize prin această regulă în U21 în campionat să poată să facă parte din lotul echipei naționale. Deci în momentul de față, pentru jucători îmi doresc o medalie, pentru mine ca antrenor mi-aș dori cât mai mulți jucători să facă pasul pentru echipa mare. Euro Under 21 din 2019, unde am obținut calificarea la Jocurile Olimpice, n-a fost turneul unui singur tricolor. Au marcat mulți, au contribuit decisiv mulți dintre ei. Jocurile Olimpice vor fi turneul cuiva dintre acești Tokyo tricolori? Ca să completez puțin, a fost turneul unei țări, turneul unei nații și a fost un moment în care eu l-am regăsit și l-am asemănat cu acel moment al generației de aur 1994, când ne duceam către să face pila pe mine. Când înceam către meciuri, vedeam la televizor transmisiile din America și la fel român pe stradă și am asemănat imediat și chiar le-am explicat jucătorilor și am făcut o legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat până și golul lui Ianis a fost în acea zi cu 25 de ani în urmă cu atatul său. Am încercat să corelăm aceste date, ca o scurtă paranteză. De obicei sunt adeptul la echipa unde sunt antrenor, atacanții să aibă cele mai multe goluri din echipă. Dar în același timp noi creăm și o dinamică de joc bună, încercăm ca jucătorii să schimbe foarte mult pozițiile între ei, tocmai pentru a încerca să surprindem adversarul. Deci, ca să-ți răspund într-un cuvânt, cred că atacanții. O ultimă întrebare. Toți știm ce vrem sau ce am vrea să se spună, să se scrie, să se vorbească despre parcursul nostru la Jocurile Olimpice. Te întreb ce nu ți-ai dori să rămână legat de numele României fotbalistice după acest turneu? Cred că următorul titlu nu mi-ar conveni. Naționala României calificată la Jocurile Olimpice nu a reușit să facă nici măcar un punct în această grupă. Îți mulțumim frumos și să avem un drum bun, să fie toți băieții ok și să bucurăm iarăși România. Mulțumim frumos. Doamne ajută, hai România!